sfatul, mănâncă intuitiv, este o porcărie cum nu s-a mai pomenit. Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre mâncatul intuitiv. Mâncatul intuitiv este un subiect ce și-a făcut intervenția pe internet în ultimii 2 ani de zile, maxim. N-am auzit termenul ăsta până acum vreo 2 ani de zile și este văzut cumva pus pe un piedestal ca un simbol la care trebuie să tindem și la care să ajungem și ca și cum ar fi ceva palpabil, o virtute care invalidează toate celelalte abordări. Dacă nu mănânci intuitiv, clar faci ceva greșit. Hai să despicăm puțin firul în patru și să vedem care e treaba cu mâncatul ăsta intuitiv. În primul rând, din start, intuițiile noastre sunt de cele mai multe ori greșite. Judecăm greșit oamenii la prima vedere. Pe studii se vede că deși există oameni cu antrenament în chestia asta, cu experiență în a calcula ochiometric caloriile, se înșeală cu, nu mai țin minte cifra exactă, nu mai țin minte, era 20% ceva de genul, oricum destul de mult. Și nu era vorba de oameni care nu știu ce fac, era vorba de antrenori din fitness. Aproximau ochiometric greșit, subestimau caloriile pe care le foloseau. N-ar trebui să vă mire chestia asta, e o chestie de bun simț. Iar și intuițiile noastre legate de timpul liber. Oameni buni, toată lumea cred că se uită binging la Netflix sau se joacă binging nu știu ce joc sau iese în oraș și mănâncă deserturi binging, unde binging înseamnă un consum compulsiv al unui lucru și se poate face binging la orice. Deci o exagerare, despre asta vorbim, despre o exagerare. Și asta e intuiția noastră. Dacă ne place ceva, lucrul ăla ne creează o secreție de dopamină. Dopamina nu-ți dă doar satisfacția, dar îți dă energia mentală, dacă vreți, motivațională, ca să depui efort pentru a obține lucrul ăla din nou. Așa că dacă ai mâncat ceva, dopamina înseamnă că te împinge să mai faci demersuri ca să mai obții lucrul ăla încă o dată. Așa că dacă ai mâncat ceva gustos, pe viitor o să vrei să mănânci iar ceva gustos, doar că mai mult. Ăsta este mecanismul de dependență și nu ține doar de mâncare, am dat doar un exemplu. E valabil pentru băut, e valabil pentru fumat, pentru droguri, pentru filme, pentru jocuri, pentru orice altceva. Deci, dacă găsim ceva ce ne place, vrem mai mult din lucrul ăla. Vrei să-l consumăm. Îți place o melodie, o asculți pe repeat. Așa funcționează lucrurile. Și asta este intuitiv. Nu faci chestia asta, nu iei o decizie. Zici, băi, da, vreau să ascult melodia asta astăzi, să mă plictisesc de ea. De ce să mă bucur de ea o lună de zile cât va fi în trending? Nu, nu, nu. Azi am aflat de ea, azi mă plictisesc de ea, mâine nu vreau să mai aud de ea. Sau, băi, weekendul ăsta liber, vreau să-l pierd la un serial pe care peste o lună de zile îl voi fi uitat cu siguranță. Astea nu sunt niște decizii pe care le faci la nivel conștient, sunt niște intuiții greșite pe care le avem. Dar totuși n-aș vrea să caricaturizez acest mâncat. Sună Andy. Da, bro. Sunt bine, filmez. Da, e jos? Bine, ok, bro. Vine imediat. Hai, pa, pa. Am să vă rog să-i trimiteți hate lui Andy, pentru că datorită lui voi încheia acest episod de vlog mai repede decât ar trebui. Și deci, steel manning înseamnă să găsesc cele mai bune argumente posibile pentru anumite idei. Și asta am să fac. Nu o să încerc să caricaturizez mâncatul intuitiv, și asta încerc să-i găsesc punctele forte. Punctele forte sunt următoarele. În momentul în care ești o persoană predispusă la a avea anxietate din a te cântări zilnic sau a-ți cântări mâncarea sau a-ți crea un plan, o structură, lucruri pe care, apropo, le consider foarte constructive, niște unelte utile din punctul meu de vedere, dar tu ești genul de persoană care nu le găsești așa și poți să înțeleg că există diferențe între individuale. Unii oameni au nevoie de mai multă structură, iar alții au nevoie de mai puțină structură, au prea multă structură în viața lor. Tu ești genul de persoană care nu beneficiază de pe urma unei structuri. Înțeleg chestia asta, nu judec, înțeleg. Și deci, pentru unele persoane, faptul că e nevoie să calculezi și să citești etichete și așa mai departe, poate fi copleșitor. Și atunci mâncatul intuitiv. Atunci mâncatul unde nu ai nevoie de calculele astea. Ascultă-ți corpul. Chestia asta poate funcționa pentru un public atât, un demografic infim, pentru oameni care din start nu au avut probleme. E ca și cum îi spune unui alcoolist, băi, bei intuitiv, lasă că ai căzut în șanț, lasă că ai băgat banii la păcălnele, lasă că ai făcut accident de mașină și ai stat în pușcărie, lasă că ți-a fost luat permisul că ai fost beat, lasă că a divorțat nevasta de tine și acum trăiești într-o cutie de carton pe stradă. De ce să-ți închizi viața așa și să nu te bucuri tu de alcoolul ăla? Pești un păhărel pe zi. Pentru cineva care are probleme cu o anumită substanță sau o anumită acțiune, faptul că încerci să-i dai în doze mici lucrul ăla, cel mai probabil nu va funcționa. Nu zic că nu poate funcționa. Cunosc cazuri de excepții, de oameni care au fumat două pachete pe zi și acum reușesc să fumeze doar o țigară dimineața la cafea. Sunt atât de rare excepțiile astea încât îmi vine să vorbesc cu termeni absoluți de nu se poate, punct. Dar se poate, există niște cazuri de așa ceva. Pentru mare parte dintre oameni, chestia asta nu e aplicabilă. Mâncatul intuitiv, mâncatul unde ești într-o zonă de sănătate și de aspect fizic și totul se leagă foarte bine, prin definiție, exclude toți oamenii care tind să abuzeze într-o direcție sau în cealaltă. Fie că vorbim de oameni care fac binging și iau
zeci de kilograme foarte repede sau, mă rog, își cresc greutatea de-a lungul timpului foarte repede și ar trebui să nu mai facă asta dacă vor să fie sănătoși pe mai departe, fie că vorbim de cei cu anorexie sau bulimie, unde datorită deficitului caloric sunt într-o zonă de țesut adipos și greutate corporală la per total care nu conduce către sănătate. Pentru oamenii ăștia, fix oamenii care au nevoie de nutriționist, fix oamenii care au nevoie de sfaturi, sfatul mănâncă intuitiv este o porcărie cum nu s-a mai pomenit. E ca și cum vine cineva la mine și îmi zice: Marius, ăsta e antrenamentul meu, asta mănânc, asta fac, uite toți parametrii, tot ce am făcut până acum m-a dus în punctul în care sunt și vreau alte rezultate. Și răspunsul meu să fie: continuă să faci ce ai făcut. Asta e intuitiv. Este un sfat de o calitate absolut inferioară. E ca și cum ar veni cineva la mine să-mi ceară un sfat pentru anxietate și îmi spune: Marius, mă gândesc constant la nu știu ce lucruri și mă trezesc noaptea cu palpitații, nu pot să dorm, îmi afectează foarte mult viața. Și sfatul meu să fie: nu te mai gândi, mă, la toate lucrurile alea. Sunt sfaturi care nu conțin informații, sunt sfaturi inutile. Așa și mâncatul intuitiv. Ok, înțeleg că se adresează publicului care are anxietate de la structură, dar rezolvarea nu e mâncat intuitiv. În toată chestia asta, rezolvarea e mai bună gestionare a uneltelor cu care lucrezi, încât să nu-ți mai provoace anxietate. Fie că e vorba să lucrezi cu un antrenor și ăla să ia deciziile pentru tine și tu să suspenzi guesswork-ul, să suspenzi punerea constantă la îndoială și să ai 100% încredere în omul respectiv, asta poate să fie o unealtă. Și oamenii au avut constant tendința asta să gestioneze necunoscutul. Când nu știi ce se întâmplă după moarte, atunci faci de cele mai multe ori apel la religie sau apel la ce-ți convine ție să crezi. Ai ales din totalitatea de opțiuni cu reîncarnare, fără reîncarnare, viață de apoi, fără și așa mai departe, ai ales varianta care ți-a convenit ție. Cel mai probabil, accepțiunea ta despre termenul ăla e destul de diferită față de accepțiunile altora despre același termen. Vorbiți aceeași limbă, dar vă înțelegeți separat. Același lucru și aici. Mâncatul intuitiv este un sfat de cele mai multe ori greșit, dar de fiecare dată inutil, pentru că nu vine la pachet cu să faci absolut nimic. Nu contribuie tehnic sau tactic cu nimic. Dacă tu reprezentai deja apogeul la ceea ce ți-ai dorit tu să obții și ai reușit să obții intuitiv, atunci mănâncă intuitiv este cel mai bun sfat. Este echivalentul la: dacă lucrurile merg bine, nu le schimba. Dar dacă lucrurile nu merg bine datorită intuiției, atunci trebuie să le schimbi. Și excepția unde tu intuitiv făceai totul bine și te-ai luat după nu știu cine și nu știu ce și ai început să le faci greșit sau în altă direcție și n-ai avut rezultatele corecte, pentru că rezultatele dictează validitatea abordării, atunci da, trebuia să revii la intuitiv, pentru că intuitiv producea rezultate. Orice nu produce rezultate nu e benefic pentru tine. E simplu, mi se pare de super bun simț toată chestia asta. Și indiferent cum e definită online toată treaba asta cu mâncatul intuitiv, înțeleg de ce este atât de atrăgător conceptul ăsta pentru marea majoritate a oamenilor. Să vă zic de ce. Pentru că oamenii vor vești bune despre obiceiurile lor proaste. Gândește-te la un obicei prost pe care l-ai. Ai rămas repetent anul ăsta, cunosc cazuri, pentru că te-ai jucat constant. Ai luat gaming-ul super în serios, te-ai jucat 10 ore pe zi, n-ai mai studiat, te-au lăsat repetent, te-ai certat cu părinții și așa mai departe. Zic că apare acum un studiu, un sondaj: gaming-ul este super productiv și crește starea de fericire la per total. Gândiți-vă la ceva super pozitiv despre chestia asta, care realmente, în realitate, are niște efecte negative la felul în care îl faci tu în momentul ăla. Și ai de ales între realitate și rezultate, tot ce ai pățit devastator în urma obiceiurilor tale și ceva ce a zis cineva, ce nici măcar nu poți verifica de cele mai multe ori. Și intervine wishful thinking-ul. Ce îți place ție să crezi între scenariile astea două? Îți place să accepți realitatea? Sau îți place să crezi chestia asta care sună ție bine în ureche și cu care rezonezi 100% și vrei să o crezi? Încă o chestie contraintuitivă. Majoritatea oamenilor au cumva impresia că noi, ca rasă, ca oameni, la per total, luăm decizii informate și educate în baza datelor pe care le avem. Rare ori se întâmplă chestia asta. De cele mai multe ori sunt decizii emoționale în ciuda datelor pe care le avem. Gândiți-vă puțin, pe toate pachetele de țigări există toate datele de care ai nevoie. Există cancer, există tot felul de tumori, tot felul de dinți, de avorturi, de impotență și așa mai departe. Voi credeți că oamenii care fumează nu știu lucrurile astea? Le știu foarte bine și fumează în ciuda faptului că au informațiile alea. De ce? Emoțional. Fumează pentru beneficiile fumatului? Nu, sunt decizii emoționale în ciuda intelectului. Așa și mâncatul intuitiv. Intuiția, și într-o mai mică măsură, ține de datele și de informațiile cu care lucrezi. Înțeleg totuși și argumentul că la un nivel nu subliminal, subconștient, creierul nostru procesează mult mai repede decât am reușit noi la nivel conștient să înțelegem. Și de asta există și unele intuiții corecte. Dar când vine vorba de chestii care îți generează dopamină la nivelul ăsta de mâncare, băutură și așa mai departe, intuițiile noastre sunt de cele mai multe ori greșite. Dacă intuițiile noastre ar fi fost corecte, atunci n-ar fi existat obezitate, n-ar fi existat oameni care mor de la țigări, de la alcool și de la orice abuz, de orice fel, la orice substanță, inclusiv droguri. Deci, mâncat intuitiv, făcut orice intuitiv,
de cele mai multe ori, nu mereu, reprezintă un non-sfat, un non-răspuns. Bun, cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut și l-ați găsit relativ educativ, instructiv, măcar să vă fi satisfăcut vreo curiozitate. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un coment, un share, activați notificările. Pentru suplimentele, echipamentele și accesoriile pe care le recomand, aveți cod de reducere Marius5, link în descrierea de mai jos. Pentru abonamentul de la STX pe care le recomand, în valoare de doar 127 de lei, redus de la 149, deci 22 de lei reducere dacă folosiți codul meu, Marius25, vă ofer acces la 360 de săli în toată țara. Aveți și link în descrierea de mai jos, dar puteți intra și în App Store sau în Play Store, downloadați aplicația, vi se deschide o hartă și vedeți în zona în care vă aflați sau zona pe care o selectați pe hartă, zona în care vreți să călătoriți. Dacă există săl parteneri, atunci acest tip de abonament merită să fie luat în calcul pentru că este avantajos și pentru voi. Din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare și să fim sceptici când e nevoie și intuitiv când e nevoie. Vă salut, baftă!